Procurorii secției a doua s-au plâns la CSM despre felul în care Căveșii încearcă să afle cine a realizat înregistrarea care a ajuns în presă. Informații din interiorul anchetei, doamnelor și domnilor, procurorii au fost supuși unui interogatoriu. Au fost întrebați exact locul în care au stat la respectiva ședință, cu cine au vorbit și ce aparate au adus cu ei. Procurorii contestă faptul că această anchetă este condusă de Marius Iacob, îl știți, procurorul cunoscut ca fiind procurorul Elodia, și anume deoarece Marius Iacob a participat la respectiva ședință. Marius Iacob a fost în sală, deci este persoană direct interesată. Vorbim în mod juridic de respectivul dosar, așadar n-are cum tot dânsul să efectueze și această cercetare. Li s-a cerut să facă testul cu poligraful, lucru care în niciun caz nu este obligatoriu, ei fiind ulterior amenințați că dacă nu vor face acest test, se va începe urmărirea penală față de ei, doamnelor și domnilor. Război total în Direcția Națională Anticorupție. E important de spus faptul că cei doi procurori sunt procurori din vechea garda de NA, cei care au lucrat sub Daniel Morar. Chiar Mihaela Moraru, în momentul în care Căveșii a fost adusă la DNA, a ieșit cu o declarație publică contestând modalitatea prin care Căveșii a ajuns la DNA.